o sifurie la Bagdad, după ce Occidentul a bombardat Siria, irachienii au dat foc la staguri americane, video. Câteva mii de irachieni au manifestat duminică în mai multe ore sublinierei din Irak împotriva loviturilor occidentale din Siria, la apelul liderului sublinierei Muqtada al-Sadr, unit din foc drapelului american, relatează AFP. Încetaci se distrugeci Siria cum ne-aci distrus Kara, a scandat mulțimea adunată în piața Tahrir din centrul Bagdadului, la 15 ani după invazia Irakului condus de Statele Unite sublinierei cederea consecutivă a regimului Saddam Hussein, potrivit unor fotoreporteri ai AFP, anunță Ger Press. Zeci de berbaci fluturând drapele irachiene sublinierei siriene, precum sublinierei femei îmbrăcat complet în negru au dat foc drapelului american scandând nu Americii, nu bombardării poporului sirian. După ce în 2011 sublinierei au retras trupele din Irak, Statele Unite au trimis din nou, în 2014, soldați în acest caz, în cadrul unei coaliții internaționale destinate să-i ajute pe irachieni în fața grupului jihadist de Stat Islamic, SIP. Ajutorul militar american, în principal aviație, a fost esențial în alungarea SIP din toate centrele urbane irachiene anul trecut. Sunte, Irakul s-a declarat îngrijorat după ce Statele Unite, Marea Britanie sublinierei Franca au efectuat în aceea sublinierei zi lovituri țintite contra regimului Bashar al-Assad acuzat ce a desubliniere urat un atac chimic asupra unui ora subliniere rebel la 7 aprilie. În cursul protestelor organizate duminică în special la Bagdad, Najaf, la sud de capitala irachiană, sublinierei la Basra, sud, au fost scandate sublinierei sloganuri împotriva Marii Britanii sublinierei Francei. Drapele americane sublinierei israeliene au fost arse la Basra, unde au fost des subliniere urate portrete ale presublinieredintelui american, Donald Trump, barate de o mare cruce roșie sublinierei. La Najaf, ora sublinierei sunt sublinierei unde locuie subliniere de Muqtada al-Sadr. Zeci de berbaci purtând turbanul alb al doctorilor în legea islamic sau negru al descendenților profetului Mahomed au defilat fluturând drapele siriene. Muqtada al-Sadr, al ecerui au luptat împotriva prezenței americane în Irak în timpul invaziei, s-a plimbat printre manifestanții din acest ora subliniere, mai scrie AFP.